Bună ziua! Salutare la toată lumea! Vreau să vorbim despre existența lucrurilor, despre însăși toată lumea asta. Deși ei există, cum se face că ei există? Multă lume, majoritatea lumii își pune întrebarea asta, de unde s-a luat toată lumea asta? Care-i începutul ea? A să aibă e sfârșit și așa mai departe. Multă lume încearcă să-și găsească o explicație la ce și este. Pentru că haideți să fim de acord, trăim într-o lume foarte interesantă, plină de tot felul de forme de viață. Structura lor, de la simplu la complicat, adică e foarte vastă și să ne adâncim întrânsa, avem multe de studiat. Și ei există. De ce noi existăm? Conform cărților, scripturilor, tot asta o crea Dumnezeu. Dar știți, noi suntem așa o formă de viață care acceptăm în credința noastră lucruri clare, care sunt logice, care le dau la o parte pe toate celelalte posibilități prin logica, prin construcția ei logică anume, și atunci noi începem a crede lucrul ăsta când avem o explicație logică la toate lucrurile astea cu argumente care sunt indestructibile. Atunci eu am hotărât că nu trebuie să caut pricina, motivul existenței în cărți, pentru că am observat că cărțile care sunt la ziua de azi, fața pământului, ele dispart societatea. Creștinii sunt colectivul lor și aici iarăși avem o dispărțire tare serioasă. Musulmanii au a lor și iau are să iau o dispărțire și la dâns și așa mai departe. Și toată dispărțirea asta au făcut-o cărțile. Și am înțeles că ar trebui să caut în altă parte și am început să caut însăși în natură, anumite legi care ar putea explica existența. Eu pot să fac concluzii numai în funcție de ce și percep eu. Adică cum eu văd lumea asta, cum eu o simt, cum o înțeleg și așa mai departe. Și am observat un lucru. Toate lucrurile care noi le percepem, le înțelegem, noi le înțelegem în comparație. Albul noi îl numim alb, deși că am văzut cât e de diferit el de negru. Binele îl numim bine, dar nu rău, deși că noi am văzut cât e de mare diferența între bine și rău. Pot să aduc o sumedenie de exemple, lașitate, curajie și așa mai departe, adică sunt foarte multe. Concluzia, eu am ajuns că tot în universul ăsta e construit pe două extremități. Și toate astea, lucrurile astea, noi le percepem în comparație. Acum, înseamnă că existența noastră la gabarituri mari arată fix așa ca două extremități. Adică existența și inexistența. Existența e fundamentul inexistenței, pentru că noi percepem inexistența numai în comparație cu existența. Și invers. Existența o percepem în comparație cu inexistența. Așa că cum foarte simplu noi acceptăm că inexistența e fără limite, înseamnă că și existența e fără limite și ele au existat permanent, pentru că ele își asigură existența reciproc. Da? Nu este inexistență dacă nu avem existență. Și respectiv invers. De asta noi putem spune că tot ce există, a existat, există și va exista. Pentru că existența, încă o dată mă repet, e fundamentul inexistenței, pe baza ei percepute și respectiv invers. Și împreună ele fac întregul.
au o legătură între dânsele. Inexistența, existența și legătura între dânsele. Interacțiunea dintre dânsele. Trei puncte de bază. La tot ce numim noi univers și așa mai departe. Asta e inexistența, existența și legătura dintre dânsele, interacțiunea dintre dânsele. Cele bune, o zi frumoasă să aveți!